Temperaturi de vară la început de toamnă calendaristică. Dacă ne bucurăm în continuare de vremea frumoasă și unde se așteaptă ploi, aflăm de la directorul general al ANM, Elena Mateescu. Bună dimineața și mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră. Bună dimineața! La ce să ne așteptăm pentru acest weekend, doamna Mateescu? O vreme caldă, pentru că și astăzi temperaturile maxime se vor situa în general între 25 până la 32 de grade. Iată, 25 de grade, după cum știm, reprezintă pragul unei zile de vară din punctul de vedere al temperaturii maxime. Mâine, în același ecar, 22-33 de grade și practic toată săptămâna, chiar dacă vor mai scădea ușor temperaturile la valori între 23 până la 31 de grade, ele caracterizează un debut de toamnă cu vreme în general frumoasă și caldă, mai ales în partea de sud-sud-est a țării. Duminică după amiază și pe parcursul nopții și luni, este posibil să consemnăm perioade în care fenomenele de instabilitate să fie caracterizate prin averse, mai ales luni, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Dar din punct de vedere termic, iată că vara a debutat, așa cum deja ne-am obișnuit și observăm că se prelungește încă și în sezonul de toamnă, vremea frumoasă caracteristică mai degrabă ultimei luni din vară. Din punctul de vedere a regimului de temperaturi, ne menținem cel puțin în prima decadă la acest ecar, adică 23 până la 32-33 de grade Celsius. Ieri, cel mai cald, 32 de grade, a fost la Giurgiu și la București-Filaret. Săptămâna aceasta se anunță a fi una ploioasă, cel puțin pentru cei din București? Săptămâna aceasta, doar, așa cum spuneam, duminică după amiaza, pe parcursul nopții și luni, după care, începând de marți, vremea, din punctul de vedere al probabilității perioadelor de instabilitate, să fie în ameliorare.